Având în vedere apropiatele alegeri prezidențiale, partidele încercă prin congrese și consilii să-și desemneze candidații pentru cea mai înaltă funcție în stat. După Congresul Comun, PNL-PDL, în care au ieșit la rampă cei doi candidați interni, Claus Iohannis și Cătălin Predoiu, a venit și vremea ca socialdemocrații să contracareze în materie de imagine prin organizarea unui Consiliu Național în care premierul Victor Ponta este așteptat să-și anunțe oficial candidatura pentru cotroceni. La lucrările Consiliului Național PSD vor lua parte membrii aleși la Congresul PSD de anul trecut organizația județeană PSD Constanța va fi reprezentată de 27 de membri cu drept de vot. Având în vedere că este un consiliu extins, delegația constanțeană va număra în total 75 de membri. La Craiova, județul unde PSD a luat cel mai mare număr de voturi din țară la alegerile europarlamentare, sunt așteptați mâine peste 5.000 de socialdemocrați.